Acest cânt de Crăciun, colindul, este un răspuns al oamenilor la iubirea lui Dumnezeu. Spun că ar fi benefic să-l înălțăm în continuare, alături de corala Banfi Laslo a Bisericii Reformate din Șimleul Silvaniei. Vă rog să poftiți în față. Distins auditoriu, vă invit să pășim împreună spre Crăciun, pe drumul spre Betlehem, în simplitatea, în generozitatea și în frumusețea colindelor. În fața dumneavoastră au sosit, au intrat în scenă cei care reprezintă cultul reformat în orașul nostru. Numele acestui cor provine de la Banfi Laslo, cel care a ridicat biserica reformată, Biserica Albă, așa cum o știu elevii de la școală. Și ei sunt conduși din anul 1999 de domnișoara Pop Ilona. În această seară vor interpreta trei piese. Pange Lingva de Ester Eschipol, Laudă lui Hristos de Oswald Victor și În orașul Betlehem de Berke și Chandon.
Putem afirma cu tărie că momentul acesta este o sărbătoare a șmreului, darul coriștilor noștri, făcut Mântuitorului Hristos și nu în ultimul rând nouă, e bucurie și cântec, e iubire. De fapt, imnografia nașterii Domnului pune în lumină faptul că întruparea a unit cerul cu pământul și pe noi unii cu alții. Și pentru aceasta, întreg pământul a căpătat o anumită transfigurare.